Mă bucur că ne-am putut aduna astăzi în această formulă pentru a susține militarii răniți în teatrele de operații, de a răspunde challenge-ului, de a înconjura virtual Olanda în doar 24 de ore. Acest challenge marchează perioada în care trebuia să se desfășoare jocurile Invictus Haga 2020, acestea fiind anulate și amânate ulterior pentru anul 2022 datorită situației pandemice. La sfârșitul celor 24 de ore, împreună cu comunitatea Invictus, trebuie să adunăm 1478 de kilometri, ceea ce reprezintă o tură completă a Olandei. Academia Forțelor Terestre s-a alăturat cauzei Invictus în urmă cu câțiva ani, participând și ulterior organizând evenimente care au susținut militarii români răniți în teatrele de operații. Suntem încântați că și astăzi putem fi alături de militarii Invictus, că facem parte dintr-o comunitate mare și frumoasă și că putem fi un exemplu pentru cei din jurul nostru. Studenții Academiei vor desfășura probe de alergat și lot, urmând ca la finalul acestora să numărăm kilometrii adunați și să-i trimite mai departe pentru a fi contorizați. Noi, studenții Academiei Forțelor Terestre, vă invităm să fiți alături de noi, să vă alăturați cauzei Invictus, să deveniți parte a familiei noastre și împreună să strângem suma necesară participării militarilor răniți în teatrele de operații la cea de-a cincea ediție a jocurilor Invictus. Invictus! Pentru Costi Stălicianu! Pentru Costi Stălicianu!